pâine în buzunar, cum ne place nouă. Rebeli, suntem rebeli, rebeli astăzi. Vagabonți, huligani. Nu huligani, că... Răzvrătiți. 47 de cai, au 2. A 2, 46,2. 35 de kW, ca să nu greșim. Da, să nu mai existe dubii. Vă prezentăm o motocicletă deosebită pentru începători și nu numai. Categoric. De la Honda, este vorba de noul model Rebel pentru 2020. Exact. Și dacă vă întrebați de ce o prezentăm amândoi, pentru că ne place amândoi. Da? Și am mers amândoi cu ea și... Dar nu în același timp. Nu, separat. Separat fiecare. Și amândoi avem, cel puțin eu, o părere bună. Cu ce vine nou modelul pentru 2020? Pentru că un ochi mai neformat așa, care nu știe exact cum arăta modelul dinainte... Da, cred că o să vadă prima oară ce țare în ochi, prima și prima oară, este farurile, de fapt full LED. Farul, semnalizări, stop. Șaua arată diferit și este un pic mai groasă, mai confortabilă. Bordul de aia este diferit, acum îți arată și treapta de viteză, îți indică și combustibilul și benzina, cât mai e. Ți-a părea doar rezerva, da? Dar, pe lângă astea, ea mai vine și cu niște îmbunătățiri tehnice. Suspensiile au fost modificate pentru un cruising mai confortabil. Tot pentru același lucru au decis să pună și un ambreiaj anti-hopping. Uite, eu nici nu știam chestia asta, da. Nu mi-aduceam aminte de anul când am mers, pentru că întreaga gamă de 500 pentru A2 avea până acum. Adică și nu, Rebelul nu a avut, are începând cu modelul 2020 și Honda spune că eficientizează confortul și schimbarea tot cu 30%. Și de asemenea o groază de accesorii de customizare. Mult mai multe accesorii, exact. De menționat că motocicleta asta de test pe care o avem noi este varianta FOP, care vine cu masca asta frontală. Exact, varianta da, standard nu e așa, are farul simplu. De asemenea mai are șaua aceea cu sături, da, imprimat. Da, exact. Sincer, părerea mea despre această motocicletă este că este motocicletă ideală pentru începătoare, mai ales pentru fete, pentru că este, repet, foarte joasă, are centrul de gravitație jos, e foarte manevrabilă, o simți foarte ușor chiar și când stai pe ea, adică nu o simți grea. Și chiar și în oraș o simți ușoară și pur și simplu să conduce, e prietenoasă, te-ai urcat pe ea, e simplă, gaz. Acum eu am mai recomandat-o și unor prieteni care au fost motocicliști mai de mult și timp vor să și acum se gândeau după să meargă da, din da, nou, da. Ceva și liniștit. Bă, nu-i Harley, exact. Dar seamănă foarte mult, că știți atunci aminte amintea. Da, da, da. Dar e o motocicletă ușoară care să recapeți încrederea. Exact, 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 dar repet. Mai ales pentru faptul că ajungi foarte, foarte ușor jos, are o înălțime așa foarte mică, te face să fii mai sigur pe tine când ai pus mâna pe ghidon și îți dă încredere de kilometri mulți. Acum ea nu e chiar optimă pentru touring, poziția asta, da, protecție la vânt, ca la orice cruză. Așa este, da, 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 da. Și în același timp, eu, care am mers ieri cu ea mai mult, da, am ieșit din București, am făcut tot mai lung, așa, după vreo 150 de km, așa, încep să te resimți pe ea. Suspensiile sunt mai confortabile ca anul trecut, dar tot sunt mai dure. E adevărat, Andrei, și tu ești mai în vârstă față de anul trecut. Și crezi că asta e. Suspensiile tale poate au mai ruginit. Eu mă duc câte cruzini, acum nu poți să faci, adică poți să faci și ture de 800 de km într-o zi, dacă te țin. Doar că o să faci multe opriri, pentru că rezervorul nu este foarte mare. Da, are undeva la 11 litri și ceva. Iar consumul ei, noi, fiind test, până acum am văzut, înainte să opresc aici, e undeva la 4%. Da, dar ai mers fără restricții, ca să zic, adică da, ai schimbat. Dar oricum, asta e un consum combinat, adică exact, cred că e mai aproape de realitate. E apoi și în afara orașului și da, în oraș. Da, da. Oricum, nu imaginez ca și chiar și în oraș, într-o zi de trafic, să consumi mai mult de 5-6 ore. Chiar încă. A, categoric. Deci, asta știi că asta e foarte eficient modelul. Exact, și pe exact. CBU500F și pe CBU500X. N-am zis preț. Îl mai zicem?
7 zile. E nesemnificativ. Da, ce mai? Sunt 7000 de euro în ziua de astăzi. Exact. Pentru varianta foc. Și varianta standard e mai ieftin. 6000 ceva. De aceea recomandăm tuturor care doresc să o testeze, să meargă la dealerul Honda de unde am luat pe Simon Motor Team. E disponibilă pentru test. De fapt, să vă întreaga rețea exact. De dealerul Honda se poate verifica pe site-ul lor. Să faceți o părere proprie și personală despre această micuță motocicletă. Asta a fost prezentarea noastră pentru noul Honda Rebel 500 CMX FOP. Până data viitoare, noi vă dorim cât mai mulți kilometri plăcuți pe două roți și dacă vreți să fiți la curent cu ce motociclete mai testăm și ce trasee și locuri minunate din România mai ales descoperim, vă invităm să dați subscribe la canalul nostru de YouTube și să porniți notificările. Thank you.